Între Baia Mare și Satul Mare nu există niciun pod peste Someș. Oamenii din zeci de localități și turiștii care vizitează Maramureșul pot traversa râul doar cu bacul din comuna Pomi. Acesta a fost construit de Nea Ionel în 1985. La 77 de ani, bărbatul îl administrează și acum împreună cu fiul său. Zilele trecute s-a pomenit cu un control. ANAF-ul a venit să-mi facă amendă, mi-a dat 60 de milioane. N-am avut casă de marcat. Bătrânul nu înțelege de ce biletele pe care le vinde pe câțiva lei, brusc, nu mai sunt valabile. Este tăche scotoră și... Și avem la contabil. De ce nu-s bune bonurile care e ăsta? O să-s făcute de topografie, dar păcă nu face finanțele bonul. Bacul de aici de la Pom figurează pe toate hărțile. El este folosit deopotrivă de localnici și de turiști. Acum, pentru că ANAF l-a amendat pe Ioan Coț cu 6.000 de lei și a suspendat activitatea, ocolul este de peste 60 de kilometri. Inspectorii ANAF nu s-au gândit la asta atunci când i-au oprit bacul lui Nea Ionel și ei au rămas blocați pe malul greșit. Au rămas și ei suspendați. Ar trebui să înconjoare și ei. Dar că trebuie să înconjoare și ei atunci. Inspectorii au plecat, dar revolta oamenilor crește. Pe unde treceați? Pe unde? Că pe aceea avem pământ. Da. Unde nu este casă de marcat? Aici unde nu este nici curent electric. A făcut un abuz și mi-a făcut abuzul. Nea Ionel a trimis deja inspectorilor o dovadă că și-a cumpărat casa de marcat și că luni va achita și amenda. În același timp, ANAF anunță că va ancheta modul în care au acționat angajații săi în acest caz.